puțin despre această campanie nou lansată, de ce a fost nevoie de ea? Bună ziua, în primul rând, stimați colegi, stimați reprezentanții ai mass mediei. Astăzi lansăm o campanie de informare și sensibilizare a populației din mediul rural privind importanța și beneficiile vaccinării intitulată Vaccinează-te pentru ca viața să revină la normalitate. Mai exact, specialiștii în sănătate publică și comunicare vor merge din sat în sat, de la poartă la poartă, pentru a comunica direct cu oamenii despre vaccinare, vaccinuri, beneficii și necesitatea stringentă de a fi vaccinat. Echipele mobile, prin intermediul autocarului vaccinării, un exemplu fiind în spatele nostru, vor ajunge în 24 de raioane preconizate din start, cu prioritar vor fi selectate acele cu o rată de vaccinare mai redusă până la moment, pentru a crește nivelul de conștientizare și înțelegere a populației cu privire la importanța vaccinării împotriva COVID-19. Ne propunem prin intermediul acestei acțiuni să creștem rata de vaccinare și să convingem persoanele că vaccinarea este unica noastră șansă de a reveni la o viață normală și sperăm mult ca discuțiile directe cu oamenii de către specialiștii foarte bine pregătiți din domeniu, care vor răspunde la toate întrebările populației despre vaccinuri, despre beneficii, despre riscurile pe care eventual le-ar crede. Astfel, aceștia se vor rămâne convinși pentru a fi vaccinați. Totodată, un lucru foarte important de menționat, vor fi organizate cursuri de instruire pentru colegii noștri din cadrul asistenței medicale primare pentru comunicarea și promovarea vaccinării. În baza ghidurilor internaționale și naționale și, desigur, în baza celor mai bune practici existente. În același timp, în cadrul aceleși campanii sunt prevăzute acțiuni de consolidare privind la nivel comunitar a parteneriatelor dintre autoritățile publice centrale, dintre cei cu liderii de opinie și a reprezentanților cultelor religioase privind promovarea vaccinării. Din echipele de specialiști care vor contribui la desfășurarea campaniei de vaccinare, inclusiv suntem onorați să facă parte și experții din România, care au o experiență foarte largă pentru sensibilizarea populației privind necesitatea vaccinării propriu-zis. Vreau să subliniez că această campanie lansată astăzi este realizată în cadrul proiectului Băncii Mondiale Răspuns de Urgență la COVID-19. Le urăm mult succes colegilor și mizăm pe creșterea acceptabilității vaccinului în rândul populației, astfel ca în cel mai scurt timp să ajungem la acea imunitate colectivă în populația noastră. Astăzi avem vaccin suficient de diferite tipuri, toate vaccinurile fiind și sigure și eficiente, astfel îndemnăm ca populația să se adreseze cât mai curând la medicii din centrele de sănătate rurale pentru a beneficia de vaccin. Cu aceasta vă mulțumesc și ofer cuvântul. Totuși, cum va avea loc din poartă în poartă, spuneați? Cum o să aibă loc? Sau totuși va fi o anumită stradă și toți se vor adresa acolo? Pentru că sunt străzi unde îmi dau seama că nu va putea să intre autocarul respectiv. Da. Toate aceste acțiuni vor fi efectuate în colaborare cu, în primul rând, cu colegii din asistența medicală primară, colegii din cadrul centrelor de sănătate publică și, desigur, avem convenit și coordonat deja suportul administrației publice locale, care ne va oferi suport în aceasta. Fiecare acțiune este programată din fiecare zi, fiecare localitate este programată cu mai mult timp înainte și exact fiecare traseele cum se vor urma, astfel ca
cât mai multă populație din fiecare localitate să o prindem cu... Să înțelegem că e o nouă localitate, o nouă zi sau cum... Desigur, da. Sunt într-o zi veți reuși. Da, în dependență de în cazul când vor fi localități cu un număr mai redus de populație, ne planificăm chiar și două, trei localități pe zi, astfel că cât mai curând să ajungem să informăm întreaga țară. Aici este cea mai mică rată de vaccinare de astăzi? De ce ați ales această rată? Aici nu este cea mai mică rată de vaccinare, dar rata de vaccinare în satul Hârbăveț, unde ne aflăm acum, este în jur de 10%, astfel am considerat că ar fi unul de localitățile unde am început să facem, dar pentru următoarele zile la fel sunt planificate și alte raioane, îndeosebi că colegii din cadrul asistenței medicale primare au fost foarte deschiși pentru a iniția suportul anume aici. Da, cunoaștem unde este cea mai mică rată, dacă avem... Da, desigur. La ziua de astăzi, rata de acoperire națională cu cel puțin prima doză este de 18%, după cum am menționat și anterior, fără a lua în calcul persoanele care au beneficiat de vaccin în afara țării. Rata de vaccinare pe localități oscilează între peste 25% în municipiul Chișinău și în marea parte a răioanelor sunt 15, 16, 17%, doar un pic mai redus în jur de 8% fiind în localitățile din răioanele din Utaga, Găuzie și răioanele din Briceni, Tăraclie, cum ar fi, acestea fiind printre prioritățile principale unde vor merge colegii cu autobuzul vaccinării. Vă rog să ne spuneți, campania de vaccinare a început în martie. Campania de informare acum. De campania de vaccinare, campania de informare și de sensibilizare, aceasta care este lansată astăzi, face parte doar din una de acțiunile prevăzute anterior. Campania de informare a fost lansată chiar cu mai mult timp înainte de data de 2 martie, de când a fost începută campania de vaccinare. Astfel de acțiuni de informare cu echipele mobile, la fel, s-au mai petrecut chiar și în luna februarie anului curent. Și au fost înregistrate rezultate în urma acestor campanii? Este siguranța că va fi și după această campanie anumite rezultate, se va îmbunătăți situația? Da, suntem siguri că odată cu suportul experților, inclusiv și în această campanie, rata de vaccinare va fi în creștere datorită informării foarte calitative a persoanelor, chiar până la aspectul, cum și am menționat, de la poartă la poartă. Mersi. Da, și ofer cuvântul colegului nostru, expertul în sănătate publică, domnul Adrian Pană. Mulțumesc și eu. Bună ziua tuturor. Poate numele meu... la mijloc, da, ca să reușească colegii. Așa, mulțumim. Numele meu este Adrian Pană, sunt medic epidemiolog și de sănătate publică și am venit să lucrez împreună cu colegii medici de aici, să încercăm să găsim modalitățile cele mai bune prin care am putea informa populația din Moldova despre beneficiile vaccinării. Cred că a porni de jos în sus este o activitate care face sens pentru că, de fapt, populația are mai multă încredere în medicul curant, în medicul de familie sau medicul din centru de sănătate decât în o persoană pe care o vede la televizor care promovează ceva. Aș putea să vă dau un exemplu personal. Luna aceasta împlinesc 53 de ani și m-am vaccinat la sfârșitul lui ianuarie 2021. Fiind o persoană care călătorește destul de mult și interacționează cu mulți oameni, având un părinte care are o vârstă respectabilă, zic eu, tata care e singurul care mai trăiește, are 85 de ani, m-am gândit că e important să nu le expun unui risc. Din fericire, nici eu, nici tata până acum nu am trecut prin boală, dar am destui cunoscuți care s-au îmbolnăvit. Marea majoritate au trecut prin boală în diferite forme și sunt în regulă acum. Avem și cunoscuți pe care i-am pierdut, cum sunt convins că și dumneavoastră aveți. Deci ceea ce m-a făcut pe mine să mă vaccinez a fost frica de a-mi pierde
dreptul de a alege niște lucruri. Pentru că m-am gândit că chiar dacă am doar 53 de ani, e posibil să fac o formă gravă. Am prieteni care la 40 ceva de ani au ajuns în terapie intensivă. Ajungând în terapie intensivă, de obicei nu prea mai poți să iei tu decizii pentru tine. Iau decizii alții pentru tine. Chiar dacă sunt colegii tăi, acest lucru îmi răpea din independența mea. Și lucrul ăsta pentru mine a contat foarte mult. Tocmai din această cauză, eu am decis ca să mă vaccinez, chiar dacă în ianuarie cunoștințele pe care le am acum despre eficacitatea și siguranța vaccinului sunt mai multe decât aveam atunci. Cu toate astea, nu regret absolut deloc decizia pe care am luat-o și eu pot să spun că sunt unul care nu am avut decât efecte adverse extrem de ușoare, o zi în care nu m-am simțit, să zic așa, în formă după a doua doză. În rest, tot a fost în regulă. Tocmai din această cauză l-am convins, de fapt am discutat cu tata, tata s-a vaccinat și el și e de asemenea în regulă, dar am cunoscut prieteni care pun multe întrebări și e normal să fie așa. E ceva care, vaccinarea nu e un lucru nou, dar vaccinarea pentru boala asta e ceva nou, cum și virusul este ceva nou, pe care noi am fost obligați să-l înțelegem într-o perioadă foarte scurtă de timp. Așa că întrebările oamenilor sunt absolut normale și specialiștii trebuie să le poată răspunde fără să-i facă să se simtă, nu știu, neascultați, neglijați sau neapreciați pentru că oamenii iau deciziile pe care consideră dânsii că trebuie să le ia. Sunt și în România astfel de acțiuni de informare și din localitate în localitate? Poate sunteți un exemplu pentru Republica Moldova sau care este la acest capitol? România fiind o țară un pic mai mare decât Moldova, acțiunile la nivel local sau regional sunt foarte multe. Adică avem atât organizații non-guvernamentale cât și partea de administrație publică care sprijină vaccinarea în diferite moduri. Au fost o multitudine de evenimente specifice care s-au adresat mai multor grupuri populaționale apropo de vaccinare și pot să vă dau un exemplu. Săptămâna trecută a fost de un festival de film în Transilvania. Accesul la evenimentele festivalului era cumva condiționat de certificatul de vaccinare. Eu cred că vaccinarea trebuie înțeleasă ca o responsabilitate atât individuală cât și o responsabilitate pentru comunitatea în care trăim. Pentru că fiecare din noi avem familie, avem oameni dragi și eu sunt convins că facem orice ca oamenii dragi să fie alături de noi și să ne putem bucura împreună. Vă rog. Să ne spuneți cum vedeți, cum decurge vaccinarea în Republica Moldova? Azi e startup-ul, astăzi începem, am aflat de la domnul secretar de stat că sunt localități în care rata de vaccinare e destul de mică și cred că rolul nostru major este să discutăm cu colegii din centrele de sănătate cu care să aflăm, de la care să aflăm care sunt principalele motive pentru care oamenii sunt reținuți în a folosi vaccinul și să încercăm să le explicăm acestora ce pierd prin faptul că nu se vaccinează. Cu siguranță că întotdeauna vor exista oameni care au o opinie clară vis-a-vis de vaccinare, în sensul că nu se vor vaccina. Dar ei nu sunt cei mai mulți. Cei mai mulți oameni sunt oamenii care sunt indeciși. Nu s-au hotărât astăzi, dar poate se vor hotărâ mâine. Noi ne adresăm în principal lor. Pentru că pentru ei contează să audă opinia unui om în care cred, apropo de faptul că vaccinarea ar putea să le facă un bine. Deci mergeți de zi cu echipa sau cum va avea loc? Eu o să am niște sesiuni de instruire cu colegii, nu o să merg în absolut toate localitățile, dar vom merge și în alte localități în care vom avea instruiri cu colegii noștri, urmând ca colegii din Moldova după aceea să preia cumva modelul și să acopere tot ce se poate acoperi. În aceste aproape 5 luni de vaccinare din Republica Moldova au fost administrate peste 1 milion de doze. Credeți că este un rezultat bun sau s-ar putea și mai bine? Întotdeauna e loc de mai bine și în România e loc de mult mai bine. Țara care astăzi este cel mai bine în Europa, Spania și Marea Britanie după aceea. Dar, încă o dată, cred că
faptul că avem de-a face cu un eveniment nou care ne-a bulversat tuturor viețile, face ca unii oameni să înțeleagă altfel decât alții drepturile și responsabilitățile lor. Nu uitați că Spania a trecut printr-o, ca și Italia, au trecut printr-o perioadă mult mai gravă decât cea prin care am trecut noi, apropo de numărul de cazuri, de numărul de decese. Și atunci, probabil că acest mod de sensibilizare a fost mult mai direct. Când știi că ai pierdut pe cineva drag din familia ta, care putea să fie în continuare cu tine, dacă făceai gestul ăsta, probabil că e un fapt care îți dă, să zic așa, mult mai multă încredere în a încerca să faci ceva pentru tine și pentru cei dragi. Tocmai din cauza asta, cred că experiențele personale contează foarte mult, pentru că eu când vorbesc cu prietenii mei, de exemplu, ei mă văd într-un fel și o gândesc nu neapărat rațional, ci emoțional, pentru că noi oamenii așa gândim întotdeauna, gândim emoțional și dacă înainte de a gândi rațional, întotdeauna gândim emoțional. Și contează foarte mult dacă cineva în care noi avem încredere ne spune ceva. Cred că construirea relației de încredere cu medicul care e cel mai aproape de tine și te tratează e cel mai important lucru pe care îl putem face. Mulțumesc și eu! Da, mulțumim! Invităm cu un cuvânt de salut pe doamna Luba Cibir, șeful Centrului de Sănătate Hârbovânt. Eu vă mulțumesc frumos pentru lansarea acestei companii de pentru vaccinare și sperăm toți angajații din medicina primară că acesta va fi un suport foarte important pentru a promova vaccinarea, deoarece doar prin vaccinare în rândul populației noi vom căpăta o imunitate de comun. Și doar așa noi sperăm, lucrătorii medicali fiind realiști, în decurs de câțiva ani vom reveni la modul nostru de viață precedent pandemiei. Și am o adresare către populație, către populația matură. De ce noi, dorindu-le bine copilașilor noștri, îi vaccinăm regulat și stabil de la naștere, dorind ca ei să aibă o viață fără complicații, fără boli, așa o frică survine în populație. Deoarece noi, ca maturi, ar trebui să fim o pildă și să obținem acest scop vaccinându-ne de comun. Pentru noi, greutatea de bază este nu neîncrederea populației în medici. Mult ne încurcă aceste dezmințiri și anti-vaccinare din rețelele de socializare. Iată, persoanele care vin de psihotare, nu știu de ce, ei așa informații nu citesc și nu au. Ori acolo aceasta se monitorizează, la noi, ne scuzați, în rețelele de socializare nimerește orice informație care la real nouă ne încurcă. Dar noi mizăm pe rațiune și pe dorința populației real de a ne proteja pe noi și pe apropiații noștri. Bănuiesc că până acum deja s-au imunizat marea parte a sătenilor care doreau să se imunizeze și acum a rămas populația reticentă. Păi care sunt motivele invocate? Ceea ce citesc ei pe rețele? Această informație că vaccinarea, adică imunitatea, este o timp pe o durată scurtă și iată, având specialiștii în domeniu, noi așteptăm o informare la real care este, corespunde adevărului. Ne puteți spune câte persoane s-au vaccinat până acum în țară și în sat și câte la categorii? Ca să înțelegi, de centrul nostru de vaccinare la Centrul Sănătate Hârbovâț, noi ne-am redeschis puțin mai târziu ca și toate centrele sănătate din raioane. Deci și populația noastră, o bună parte care doreau să-și așteptau vaccinarea, s-au vaccinat și la Centrul de Sănătate Raional. Personal, noi avem peste 600 de persoane, iată, în registru, înregistrați și mare majoritate chiar și cu a doua rapel. Din câte persoane? Câte populație, la general, noi avem 5300 în localitate. Eu puteți spune care sunt categoriile, da, care bărbați sau femei sau persoanele noi? Nu, mixt, și bărbați și femei se adresează. Dar vârsta după 40 mai active? Toate vârstele, mai puțin tinerii. Mai puțin tineri. Măcar că deja este și Pfizer-ul, pe care mulți așteptau Pfizer-ul, noi așteptăm pe toți și suntem disponibili și cum am activat și în zilele de duminică, noi suntem disponibili numai să vină populația să se... Ce seruri sunt aici disponibile la centrul de sănătate? Acum noi avem Johnson, Sinovac, AstraZeneca și
și Pfizer. O varietate mare până la urmă, da, pentru atâția, da, cetățeni. Da. Cu cât mai târziu v-ați redeschis? Undeva cu o lună. 600 de persoane din 5.600. Da, asta e doar cine s-au vaccinat la Centrul Sănătate Hârbovăs. Dar vă spun că o bună parte din populație au mers la Centrul Sănătate Anenii Noi. Mulți din cetățenii noștri s-au vaccinat și în România. Așa. Dar care nu sunt în evidență, după cum a spus, deoarece... Dar nu aveți o listă exactă, câte persoane sunt vaccinate? Noi nici nu putem să avem o listă exactă, vă spun, din cauza că cetățenii noștri s-au vaccinat în diferite locuri. Nu zic, poate medicul de familie a telefonat și a invitat la vaccin și în momentul ăsta ea... Păi nu, noi mai avem și altă problemă, că nu toți cetățenii sunt pe loc. Nu pot să nu. Doar avem și mulți studenți care își fac studiile peste hotare și care trăiesc și în alte țări, nu doar în România. Fiind în localitate, în sat, dumneavoastră ați fost cei care ați informat cetățenii despre beneficiile vaccinului, ce reacții adverse pot fi. Cum a fost această perioadă de informare, comunicare? Ați întâlnit careva dificultăți? Păi vă spun, principala dificultate este informarea din rețele de socializare, care luăm e pur și simplu sisteme. Din cadrul Centrului de Sănătate s-au vaccinat toți angajați? Da. Noi 100% suntem vaccinați toți angajați în Centrul Sănătate. În diferit timp, deoarece când noi în martie primii erau și două cazuri active, desigur că s-au vaccinat mai târziu, evident după boală, dar suntem toți cuprinși 100%. Și aici și normal, noi suntem primii. Noi primii primim pacienții cu toate adresările, cu toate acuzile. Evident, dacă noi nu ne-am vaccinat, cum nu ne vaccinam până acum și contra la gripa sezonieră, nu ne-ar fi destul de dificil, da? Deoarece suntem practic în cea mai mare grupă de risc. Da, a fost vreodată rând la cabinetele de vaccinare? Nu, sau... noi programam pacienții și îi chemam la ore speciale. Rând au fost anumit când veneau, cum am avut vaccin, am vaccinat și cu Sputnik. Când am primit dozele, deci atunci, da, în ziua aceea, au fost toate 30 de persoane. Dar au fost toți de serviți. Adică mare parte zi de zi așa nu prea vedeam oameni care să vină să se vaccineze. Nu, noi avem oameni zi de zi la vaccinare. La moment zi de zi se adresează. Și noi vaccinăm. Nu, întrebam, zic, nu e atât de activ rata. A, da, așa că zi de zi să fie rând, nu. Ce ne dorim, dar... Noi și, desigur, adresarea către populație de a nu aștepta valul de îmbolnăviri, deoarece nu e logic când nu știi, ești deja contaminat sau nu, când se ridică numărul de cazuri de boală și să te vaccinezi atunci. Deoarece pentru a obține un imunitet în organism, trebuiește de primit primul rapel, la vaccinare a doilea rapel, plus 2 săptămâni după a doilea rapel. Sau după Johnson, după unica doză, peste 28 de zile. Mulțumim mult. Nu merită de așteptat. Mulțumim mult. Mulțumim mult. Mulțumim de salut și pentru detalii mai exacte. Doamna Inga Pasicnic, șefa Centrului Politic și Strategii în Sănătate, care de fapt și este inițiatoarea proiectului. Bună ziua! Vă mulțumim mult că ați călătorit astăzi cu noi încoace. De fapt, ne-am străduit să alegem un centru destul de relevant pentru activitățile care ne le-am propus să le lansăm astăzi. Vin doar cu câteva detalii suplimentare pentru a completa antevorbitorii mei. Deci ne propunem să lansăm sau să implementăm două tipuri de acțiuni, de fapt. Cele îndreptate în sprijinul colegilor noștri din asistența medicală primară, în primul rând, venim cu niște instruiri care țin mai mult de tehnici de comunicare și consiliere a pacienților, a populației, pentru a ținti anume acea populație indecisă de a se vaccina. Și în acest sens vom vizita 24 de raioane. În fiecare raion, minimum 5-6 centri de sănătate cu o rată mai joasă de vaccinare. Și mi-aș fi propus astăzi să merg la Briceni, de fapt, raionul unde este cea mai joasă rată de vaccinare, dar mi-a fost milă cumva și de dumneavoastră că drumul avea să fie, călătoria avea să fie mult mai lungă decât
aia pe care am făcut-o astăzi. Deci, tot ce s-a subliniat anterior despre libertăți, dorințe, decizii a fi luate personal, le-am evocat și în cele două videospoturi care le lansăm astăzi pentru două grupuri țintă. Pentru grupul de categorie un pic mai în vârstă, deci le veți vedea, sunt filmate chiar în acest raion, sunt extrem de, nu știu, senzitive, nu vreau să anticipez, vă invit să le vizionați. Și avem și patru spoturi audio care vor rula în continuu din acest microbus. Și iată, după ce lansăm aici evenimentul nostru, microbusul nostru va staționa în centrul satului pentru a capta o audiență mai mare. Și de fapt aici ajung la al doilea tip de acțiuni care ne propunem să le facem, să le implementăm, țin deja de intervențiile în populația generală. Deci atâta timp cât colegii medici vor fi instruiți și asistenții medicali vor fi instruiți, altă parte a echipei se va ocupa de cetățenii interesați sau mai puțin interesați care ne vor vizita la microbus. Toți doritorii sunt îndemnați, spre exemplu, să li se măsoare tensiunea arterială sau saturația. Deci sunt niște activități, de fapt, care au priză la populație și mai cu seamă în regiunile rurale. Una din solicitările de bază, și doamna Luba o să mă susțină, cred că în acest sens, este adresarea cetățeanului de a-i măsura tensiunea. Deci este o cerere foarte frecventă. De-aia aici venim în suportul colegilor noștri pentru a folosi această modalitate de contact cu cetățeanul simplu în momentul luării tensiunii sau saturației, să-i mai explicăm, să-i mai dăm detalii și să mai spulberăm niște mituri, să zic eu așa. Vin aici și eu cu un exemplu personal. De ce zic că vin în suportul colegilor? Fiindcă cei care au copii o să mă înțeleagă. De obicei, de cine ascultă copilul cel mai tare? De părinte sau de educator sau de profesor? Deci, de obicei, ce îi spune profesorul este lege. De-aia venim și noi aici în speranța că venim din altă parte, din altă localitate, vor fi interesați cetățenii să ne mai audă odată în plus. Deci, în curând, difuzăm și anunțurile și spoturile. Acum am deconectat difuzorul ca să nu ne împiedice discursurilor noastre. Vă invit să vizionați acele spoturi, să audiați spoturile audio și să ne susțineți în tot ceea ce facem. Pentru cetățenii interesați care se vor vaccina, avem și mici cadouri, facem tombole. Acum am să vă demonstrez și ne împărțim și cu dumneavoastră, fiindcă veți fi mesagerii noștri. Deci tricouri, chipiuri și genți siglate cu sigla campaniei Viața revine la normalitate, vaccinarea în satul tău, și chiar ne propunem să vizităm cât mai multe localități posibile pentru a ne susține colegii și a informa și a educa populația. Deci microbuzul va staționa în centrul satului, oamenii care vor trece pe alături vor putea să se apropie, nu va fi o călătorie prin localitate, ca să înțelegem puțin cum va fi. Deci în dependență de localitate, abordarea față de fiecare localitate și față de fiecare centru țintate este foarte individuală, fiindcă există centre țintate foarte diferite, cu o capacitate mai mare, cu un număr mai mare a populației, cu alte posibilități, pe exemplu, de a staționa. Da? Aici, centrul satului fiind un pic mai departe de centrul sănătate, ne propunem să facem o tură prin sat, să mediatizăm că, uite, am venit și ce facem, și revenim din nou în fața centrului sănătate. Vă rugăm încă o dată să vă prezentați. Inga Pasișnic, Centrul Strategii și Politici Sănătate, și coordonez acest proiect. De fapt, inițiative asemănătoare am avut în mai multe raioane. Țineau nu de promovarea vaccinării, dar țineau de promovarea modului sănătos de viață. Și din experiența mea anterioară vreau să vă zic că acele acțiuni au avut mare succes. În raionul Cahul, spre exemplu, a fost un succes mare. Să vă mulțumim.